Hoi cu Polybridge Boss Campaign și continuăm de aici cu Nice Landing. Opa, intră mă. Sports Car, chestia asta și care e viteză foarte mare. Ideea mea inițială era să fac ceva în genul ăsta, dar nu are, nu cred că are mașina cum să treacă pe acolo. Astfel, vom face în felul acesta. Stai. Vom face ceva... Ok, asta e foarte riscant, dar e singura idee... Mi-a ieșit din joc. Scuze. Ok, deci ar veni. Și de aici nu-mi place. Deci ok, încă mai urcă puțin. Ceva genul ăsta. Și pentru că avem buget mare, am putea să folosim lemn, dar aș vrea steel. Ce zici să facem ceva în genul ăsta și după aia să continuăm cu steel? Îl facem în toate felurile și îl modificăm după aia. E posibil să fie nevoie să-l lăsăm mai jos. Whatever. Ceva în genul ăsta, ce ziceți? Acum... podul va fi susținut de treaba aceasta. Stai. Cum ne-va fac eu să stea podul în aer? Știi? Ia că stă. S-a dus naiba. Ok, chestia asta se rupe. Wow, stai. Eu îmi dau capul așa pe spate ca și cum... ia așa. Ok. GG! Ok, asta a fost super. Whoop! Oh, și în picioare pică! Să ne uităm cu 100%. Dar e chiar așa multă viteză. Am dat 110, dar nu contează. Și mai chiar. Next. Remember, you can disable the grid to fine-tune the position of your bridge. Cred că am mai făcut ceva de asemănător acum câteva dăți. Deci A2-ul trebuie să sară să ajungă aici, A1-ul să sară peste. Am mai făcut ceva de genul. Ideea e în felul următor, mă gândesc eu. Stai. Trebuie să fiu atent și la buget, știi? Cred că am pus prea mult. Dar măcar stă. Bun. Try again. Și acum ăsta îl vom face. Îl vom face mai pana mea. Navele. Chestia asta nu stă. Nu! Și sărea bine! Nu rezistă, nu rezistă podul.
Mamă, cum se duce dadura. Deci ăsta perfect vine ăsta, însă ăsta din dreapta vine exact cum îmi doresc eu. Am schimbat puțin, am pus, am luat partea asta de aici și am pus-o aici. Dar încă nu merge. Deci ok, ok, hai să vedem ăsta din stânga. Așa, cred că acum ar... strică tot. Perfect. Nu mă gândeam care are legătură cât de lung, cât de lung e drumul. Vedeți, am făcut un puțin mai scurt și ia uite cum merge. Stai. Ia uite-l. Cum trec așa. Ia uite-le, op. Și, ou, ăsta se lovește, dar ajunge perfect. Șmecher. 14 metri criss-cross. Adică nix. Criss-cross. Păi dar n-am mai făcut asta odată. Păi da, am mai făcut asta odată. De fac un drum drept aici. Ba... nu, aute. Urcă au și se sparge drumul de la B sau... trebuie să mă gândesc la ceva. Ia să vedem, merge. Prima parte, da. Și acum vine... vine partea a doua. Care vine frumos pe deasupra. O secundă. S-ar putea să fie nevoie să folosesc fier aici. Dar pot face așa ca să susțin podul. Na, nu cred că merge. Cred că va fi prea multă greutate pe podul ăsta. Good job. Pff, cât de simplu. Dar i-am dat ceva aici. Este așa. Nu. Vreau să se rup așa frumos, știi? Uite mă, așa. Da, mă. A, dar s-a rupt. Credeam că intră prin gaură. Foarte, foarte șmecher, foarte simplu de făcut. O idee bună. Și intră, op, șmecher. Next. 20 de metri fork jump. Cum ne bag... va fi destul de greu, sincer. Cred. A, nu pleacă amândouă deodată, pleacă au... A, păi, dar nu cred că buget doar 16.000. Doar 5 road. Ok, e greu. Sper să meargă treaba asta. Fiți atenți. Deci. Acum am înțeles. Deci asta e pentru cablu. E clar că punctul ăsta de aici, ca să-l prinzi de un cablu, știi? De ce faci așa, hă? Se rupe asta de aici, de ce? Ok. Stați puțin. Dacă dăm noi astea mai jos. Unde s-a... a trecut prin munte! Seriously? S-a dus prin munte, nebunul. Deci primul trece... primul trece ușor. Buf. Așa. Bravo, bă, ai rupt-o podul. Trebuie să vedem cum se treacă și al doilea. E bună ideea, îmi place. Se trage podul, știi? Ia. Nu înțeleg cum sari ăsta peste. Ai de capul meu cum a sarit, dați-vă aici. Și premiul anului merge către... Am 10%.
Bom. Oh, ce flip frumos, reluare. Bam. Smaker. Smaker, smaker. Ia, yeah. Am gândit puțin cam prost aici. Pentru că eu mă gândeam că trebuie să ridic asta ca să sară ăsta a doua oară mai sus. Dar trebuia doar să trag de ăsta în spate, știi, ca să se ridice podul mai mult. Înțelegeți? Exact așa. A, nu mai urcă. Și asta e. Whoop! Sorry, boss. Șmecher. Downward tube. Arată drăguț, dar vom încheia aici episodul, sper că v-a plăcut episodul, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!